Percheziții la Gorj, unde doi medici oncologi sunt bănuiți că au fraudat Casa de Asigurări de Sănătate. Ar fi folosit documente medicale false cu internări fictive și tratamente la fel. Pe toată durata controalelor, niciun pacient nu a fost consultat la spital și toate programările au fost amânate. În total, paguba făcută de cei doi medici se ridică la 400.000 de lei, spun procurorii. Nimic, eu astăzi nu se lucrează. Pe motiv că... Haideți să închid poarta, vă rog frumos! La Spitalul Județean Gorj, secția oncologie, toți pacienții au fost trimiși acasă. Doi medici din această secție sunt acuzați că au făcut internări fictive ca să câștige ilegal o mulțime de bani publici. Eu am fost internat, dar am fost așa cum trebuie, pe drepte. Acum n-ați putut intra? Nu, m-a zis că este ocupată și să revină altă dată. Cei doi doctori împreună cu alte persoane ar fi constituit un grup infracțional care a prejudiciat grav bugetul Casei de Asigurări de Sănătate Gorj. Se face o ridicare de documente într-o cauză pe care dumnealor o cercetează în ceea ce privește activitatea a doi medici. Am discutat cu dumnealor, casa nu are nicio implicare în acest dosar. Documente privind activitatea raportată de doi furnizori. Am înțeles că ar fi vorba de posibile conflicte de interese și alte încălcări ale legislației. Din probele administrate până acum, procurorii susțin că în perioada 2008-2016 s-au tot internat fictiv pacienți și s-au emis prescripții medicale în fals. Ciudat este că managerul Spitalului Județean nu avea cunoștință despre activitatea din secția oncologie. Am făcut un audit, într-adevăr, prin care nu au fost constatate disfuncționalități privind modul de eliberare a rețetelor și a consumului de medicamente la pacienții cu afecțiuni oncologice. Acest lucru mi-a reieșit dintr-o analiză a auditului intern al Spitalului Județean, audit pe care l-am făcut la nivelul tuturor secțiilor, nu neapărat pentru un motiv anume la secția oncologie. În total, 17 percheziții au fost făcute astăzi în acest dosar. Acuzațiile aduse de procurori sunt de înșelăciune, abuz în serviciu, conflict de interese, fals intelectual, complicitate la uz de fals și fals în declarații.